Revenim așadar la blogul nostru de pandemie și uh, n-am schimbat decorul de data asta, probabil că nici nu voi schimba foarte mult decorul, fiindcă eu chiar nu cred că influențează acest lucru ceea ce vedem, până la urmă este un jurnal, este cu ceea ce se întâmplă și ceea ce gândesc eu în aceste zile și prin urmare îmi voi păstra decorul. De vreau să vă spun că se întâmplă zilele acestea o serie de lucruri foarte interesante și uh, nu vreau să mă... Să mă laud, dar dacă în trecut prognozele noastre care apăruseră la conspirații se, se îndeplineau ca în proporție de 80%, de data aceasta absolut toate punctele despre care am vorbit în emisiunile noastre dedicate haosului social, problemelor sociale, pandemiilor, posibilităților de a, de a apărea probleme reale se îndeplinesc. Nu am ratat nimic până acum și nu vom rata nici pe viitor. Acest lucru ne face să credem că toate aceste lucruri ar fi trebuit să fie cunoscute de guvernanți. Dar ce să vedeți? Guvernanții din România nu cunosc nimic despre aceste lucruri. Și cum ar putea, pe de altă parte, să, să cunoască în condițiile în care cei mai mulți dintre consilierii lor sunt aleși pe criterii politice? Nu contează dacă te pricepi la ceva, contează să faci parte din organizația de partid, care contează. Iar când vin ai noștri, pleacă ai lor și, prin urmare, tot sistemul de stat este parazitat de astfel de situații. V-am spus și acest lucru că urmează să se întâmple. N-a crezut nimeni. Nu interesează pe nimeni, toată lumea vrea să vadă ce se va întâmpla mâine. Și haideți să vă spun ce o să se întâmple mâine. Pentru că atunci când spun mâine, nu mă refer mâine, vineri, ci mă refer la ce se va întâmpla în zilele următoare, pentru că de fiecare dată când există o astfel de situație, încep să intervină lucruri interesante. Sunteți pregătiți? Bun, haideți să începem. La sfârșitul acestei pandemii va începe un nou sistem de control al populației. De ce? Pentru că populația trebuie să fie controlată. În caz că nu v-ați dat seama până acum, nu trebuie decât să vă uitați la știrile uh, din ultima perioadă și să vedeți care au fost principalele căi de transmitere a virusului la noi în țară. O să înțelegeți că populația trebuie să fie controlată și, într-un fel, este normal să fie controlată, fiindcă altfel nu poți să stăpânești o astfel de societate și societatea trebuie să fie stăpânită, fiindcă contractul social nu mai funcționează în condițiile în care populația este mult prea numeroasă. Cum se vor întâmpla aceste lucruri? În primul rând, nu știu dacă ați văzut, dar. Există un nou sistem de testare, și anume sistemul de testare online. Cu alte cuvinte, te înregistrezi pe o pagină, trimiți informațiile legate de tine, iar medicul decide dacă trebuie să iei uh, o pastilă sau nu, dacă trebuie să vii la consultație sau nu și așa mai departe. Americanii în schimb au mers mai departe, și au ales una dintre cele mai mari companii de tech să facă un sistem integrat de testare. Sistemul respectiv nu întâmplător este asociat cu telefoanele pe care le avem, cu smartwatch-urile pe care le purtăm, și care, dincolo de Facebook-ul pe care vă uitați tot timpul, au o serie de alte aplicații interesante, cum ar fi aplicațiile de sănătate. Cu alte cuvinte, îți numără pașii, te urmăresc unde te duci, în ce direcție te duci, spun câți pași ai făcut, câte. Caloria ai consumat, câte calorii ar trebui să mai consum pentru a avea o viață sănătoasă. De asemenea, smartwatch-urile pe care toată lumea se bucură în momentul de față să le cumpere, au tot felul de date legate de puls, S-ar putea ca în curând să aibă inclusiv oxigenul din sânge, dar vedem să vedem cum mai evoluează pe viitor. Toate aceste date sunt centralizate undeva, în niște servere imense, iar serverele acestea imense vor fi legate exact de sistemele de testare pe care americanii le folosesc în acest moment. Testul se va face, evident, pentru virusul de acum și va rezolva problema pandemiei, pentru că asta este scopul de acum. Dar cine ne spune că testele respective nu vor fi folosite și pentru altceva pe viitor? Spre exemplu, dacă ai un pic de temperatură. În momentul în care îți faci testul respectiv, s-ar putea ca ușa de la casă să nu se mai deschidă, să fii obligat să rămâi în casă. Sau dacă nu ai temperatură și se strică sistemul și ușa va rămâne închisă, ce vei face? Dacă pulsul este cam mare, s-ar putea ca automat sistemele să cumpere pastile pentru tine și pe care să ți le și administreze. De ce spun acest lucru? Pentru că a doua problemă legată de ce urmează să se întâmple este dispariția banilor pe hârtie. Nu vom intra în uh, acea veșnică discuție despre fiat money sau despre banii care se fac din nimic, ci vom intra în discuția legată de banii pe, de bani cash și banii pe card, pentru că este o problemă foarte interesantă. Nu întâmplător, nu întâmplător, am avut un comunicat de la Banca Națională care ne-a spus că, în primul rând, trebuie să fie salvat sistemul bancar. Știu că vi s-a părut atunci, "Vai, nu salvăm oameni, salvăm sistemul bancar. Cei de la Banca Națională au avut dreptate. Dacă se prăbușește sistemul bancar, se prăbușește absolut tot ce există în această țară, pentru că fără circulația banilor, statul nu poate să funcționeze. Dumneavoastră nu puteți să vă cumpărați lucruri. Dar sistemul bancar controlează și o serie de, de alte aspecte. Atâta vreme cât nu veți avea cum să aveți banii respectiv fizic, lucrurile vor deveni foarte interesante, iar controlul asupra cardului, care va fi în totalitate electronic, de asemenea, este o problemă care trebuie discutată și pe care nimeni nu vrea să o discute, fiindcă nu interesează pe nimeni acest aspect. Știți foarte bine că banii nu au acoperire în aur. Dacă nu știți, este breaking news. Banii nu au acoperire în aur. Banii nu au niciun fel de valoare. Banii sunt produși în funcție de cât de mare este nevoia economică. Și după multe alte mecanisme mai complicate despre care nu trebuie să discutăm acum. Dar, în condițiile în care dumneavoastră aveți, spre exemplu, toți banii pe card, Există un sistem care stabilește dacă sunteți sănătos sau nu. Este foarte posibil ca în curând acest sistem să vă cumpere medicamentele, să vă asigure medicamentele, să facă cumpărături pe care poate dumneavoastră nu ați vrea să le faceți. Cu alte cuvinte, dispar o serie de libertăți fără să vi se spună că dispar libertățile respective. Iar de aici lucrurile devin și mai interesante și intrăm într-o zonă mult mai ciudată, și anume în zona vaccinărilor obligatorii. O să-mi spuneți că nu este un subiect foarte interesant pentru noi în acest moment, că doar nebunii nu vor să se vaccineze. Nu o să discutăm subiectul ăsta, ci o să discutăm faptul că cel mai probabil, cel mai probabil, urmă, toată lumea va face vaccinul de, de, de cum se numește, uh, SARS-CoV-2, mi se pare, mă rog, vaccinul pentru COVID-19. Toată lumea va face vaccinul acesta, toată lumea va lua medicamentul care va apărea pentru această boală și treptat. Vor apărea niște obligativități legate de același sistem. Adică nu veți putea să intrați în casă, să ieșiți din casă, să cumpărați lucruri dacă nu aveți vaccinarea făcută. Vaccinarea, în sine, vaccinarea nu este un lucru rău. Atâta doar că trebuie să existe o consultare legată de acest lucru. Principiul de încălcare a libertăților Aici este problema cea mare. Se încalcă niște libertăți, fără să știți că se încalcă aceste libertăți. De asemenea, libertatea de circulare, de circulație a oamenilor va fi limitată foarte mult în perioada următoare. Evident, pentru a opri virusul, în prima fază, și virusul va fi oprit. Dar eu nu am văzut nicio situație în care cei care ne conduc să oprească o astfel de măsură după ce s-a rezolvat problema. Pentru că măsurile de acest gen funcționează foarte bine. V-ați gândit -o vreodată cât de important este pentru marile companii ca oamenii să lucreze de acasă? Pentru că cei mai mulți oameni pe care îi folosesc marile companii care pot să lucreze de acasă trebuie să fie aduși undeva, cazați, trebuie să fie aduși din marginea lumii, fiindcă cei mai mulți dintre ei sunt aduși din marginea lumii și să fie cazați într-o parte sau în alta cu toate acestea, în momentul în care se vor introduce aceste sisteme de muncă de la distanță și vor fi centralizate sistemele și testate sistemele de muncă de la distanță, se va face din nou un tip de inginerie socială foarte interesant. Sincer, eu mă bucur că apare acest lucru, fiindcă în sfârșit orașul meu va fi ceva mai liber, iar eu mi-am dorit întotdeauna să să lucrez dacă se poate cât mai mult de acasă, fiindcă nu simt neapărat nevoia de a fi printre oameni și de a interacționa extrem de mult cu oamenii. Dar așa sunt eu. Poate că este o formă de autism pe care am avut-o încă de când eram mic. E altă discuție, este doar părerea mea. În schimb, nu știu dacă părerile mele și părerile altora trebuie să-i fie impuse populației. Haideți să mergem un pic mai departe cu acest lucru și, așa, așa cum v-am spus, primul lucru care se va întâmpla va apărea controlul de la distanță al sănătății populației și centralizarea. Al doilea pas va fi dispariția banilor de hârtie. Al treilea pas, care va fi foarte interesant și care probabil că va fi testat pe viitor, va fi cipare. Pentru că ce sens are să mai folosești un telefon sau un smartwatch dacă poți să folosești direct un chip? Iar chipul respectiv să-ți absolut toate informațiile pe care le vrei despre persoana în cauză fără să mai folosești alt tip de tehnologie. Deși cred deși cred că această problemă a cipării este un pic depășită. De ce? Pentru că în momentul în care poți să folosești un smartwatch sau un smartphone, îl ții și ocupat pe cel care primește, în care îți trimite informațiile, îi și trimiți informații, îl ții tot timpul în, într-o zonă în care primește exact informațiile pe care vrei tu să le primească, nu informațiile pe care le caută el, pentru că cei mai mulți oameni nu știu să caute informații. De asemenea, dacă suntem în această zonă, trebuie să înțelegem că vor mai apărea niște lucruri foarte interesante, și anume cenzura informației. După cum vedeți, există un adevărat război între Google și Facebook în acest moment. Google indexează într-un fel anumite tipuri de conținut, în vreme ce Facebook ul anulează anumite tipuri de conținut. Eu cred că aici este vorba despre un război între puternicii lumii care pe de o parte au preluat, unii dintre ei au preluat Google, ceilalți controlează în continuare Facebook. Și ce s-a întâmplat în primele zile, în primele zile după ce a apărut această problemă de pandemie? A apărut cenzură. Ni s-a spus deja că știrile fake vor fi peste tot și că veți primi informații fake. Știrile pe care ceea ce v-am spus eu acum nu intră în zona de fake news și știți de ce? Pentru că nu s-au întâmplat încă. Sunt doar presupuneri ale mele. Cu alte cuvinte, suntem în zona de opinie. Dar voi fi foarte interesat pe perioada viitoare să văd dacă acest conținut pe care vi l-am transmis eu nu cumva va fi cenzurat de către YouTube. Și este foarte interesant acest lucru. Nu știu câte cuvinte cheie am folosit, nu știu despre ce lucruri am vorbit și nu ar fi trebuit să vorbesc, dar voi urmări acest lucru. Oricum, trebuie să înțelegeți că cenzura funcționează perfect. Cenzura a fost, de altfel, un instrument extrem de vechi, folosind de, de toate. De toate statele puternice. Iar acum vedem acest lucru. Cum vedem? În primul rând vedem ce informații se cenzură. Unele dintre ele, slavă Domnului, nu trebuiau să apară. Sunt de o prostie incredibilă. Am văzut niște lucruri nu credeam că o să le văd vreodată nu doar pe social media, în general, eu nu am crezut că există oameni care pot să gândească așa de în modul acesta și mai ales nu am crezut că există și alți oameni care să le creadă toate elucubrațiile. Poate că și eu spun niște elucubrații, dar ele sunt bazate oarecum pe date, sunt analize, mi le asum că s-ar putea să fie tâmpeni, nici măcar nu vă spun că va fi așa. Vă spun că asta este părerea mea. Dar unele date trebuie să fie, unele date, unele informații trebuie să fie cenzurate, fiindcă este absolut necesar. În schimb, atenție, în momentul în care s-a anunțat că va apărea cenzura, cei care făceau cenzura libertății de exprimare au început să aibă voci. Multe, puternice, s-a revenit la acele liste pe care le avem în trecut despre media care trebuie să fie urmărită și media care nu trebuie să fie urmărită. Cine a făcut aceste criterii? Nu știm. Cine face analiza ceea ce este fake și ceea ce nu este fake? Iarăși nu știm. De fapt știm. Sunt tot felul de activiști care funcționează foarte bine și care au un program foarte clar. Nu aveți voie să vă uitați la cutare, cutare, cutare. Nu aveți voie să citiți cutare, cutare, cutare. Nu aveți voie să citiți informații respectivă. Mai mult decât atât. După ce le-a trecut un pic frica. Pentru că le-a fost frică. Le-a fost frică rău activiștilor în perioada, în perioada asta. Mult mai rău decât altor oameni. Fiindcă activiștii în general se recrutează dintr-o anumită categorie de populație care are principală caracteristică frica. Ei, la ei frica este de, de generații, sunt de generații, de generații de, a, de frica asta care există în interiorul lor, exact cum sunt și lingării pentru că trebuie să înțelegeți că activiștii se se recrutează și din această zonă. Băieții aceia simpatici, turnători, care te bat pe umăr, care îți spun cât de minunat ești, care caută încă o informație, încă o informație, te bărfesc pe la colți, um, dar au grijă să facă prin screen-uri cu absolut toată convorbirea pe care o ai cu ei și să o trimită altcuiva sau înregistrează um, convorbirea telefon ca să le dea altora să vadă ia uite ce a zis cu și cu tărică, evident, scoțând anumite lucruri din context și punând întrebări cheie. Aceștia sunt activiști. Din aceștia se recrutează activiști, să nu mă înțelegeți greșit se recrutează perfect și funcționează perfect. Ei bine, ce au făcut activiștii după ce le-a trecut frica? Au început să vă spună, nu aveți voie să vedeți informația, nu aveți voie să vedeți informația asta. Au încercat să, să mențină o zonă de panică și în același timp să-i ajute pe cei care lucrează în spate să-și ducă la îndeplinire programul. Pentru că trebuie să fim, să fim total naivi, să credem că cineva nu se folosește de toată această nebunie mondială. Pentru lumea e Dumnezeu și eu m-aș folosi de ea. Dacă ar fi după mine, eu m-aș folosi de această nebunie, pentru că, pentru că este o oportunitate. Dacă, dacă aș fi atât de cinic și dacă aș avea posibilitatea să mișc niște butoane, probabil că aș face ceva. Și să fim serioși, câți dintre dumneavoastră nu ar face dacă ar avea posibilitatea? Haideți să ne uităm în oglindă, să lăsăm falsele virtuți deoparte și să spunem, care e adevărul? Nu ați face ceva? Nu ceva rău, adică cu siguranță nu le-aș face rău oamenilor, cu siguranță nu aș nu aș pune în pericol viața nimănui, dar aș încerca să profit într-un fel sau altul dacă aș avea posibilitatea. Nu am posibilitatea, sincer, sincer nici nu știu dacă aș vrea neapărat să, să profit de aceste lucruri, că mă uitam acum la propria mea imagine în ecran și mă gândeam, tu te-ai auzit ce ai spus, da, m-am auzit ce am spus, dar nu sunt atât de sigur. Oricum, cert este că unii profită de aceste lucruri, economiile sunt date peste cap, societățile sunt date peste cap, statele sunt date peste cap, la ce ne așteptăm în acest moment? Ne așteptăm la 4 sau 5 pași înapoi făcuți de globalizare. Ne așteptăm ca statele suverane să devină nici ce în ce mai puternice, pentru că lucrul acesta este foarte clar. Statele puternice s-au întărit, China s-a întărit după această situație, Statele Unite se vor întări, Rusia s-a întărit. Țările slabe, țările care au fost controlate, țările care n-au înțeles în ce lume sunt, încep să aibă probleme. Italia, se va salva. Va ieși bine. Franța, la fel. Germania, la fel. Noi? Eu încă mă întreb dacă noi suntem un stat. Dar, indiferent dacă cei care vor rămâne la putere vor fi cei care conduc state suverane sau globaliștii, pe noi, ceea ce v-am vorbit mai devreme, și anume controlul total, ne așteaptă. Pentru că el este în plan. Și pentru că el se desfășoară, zi de zi. Gândiți-vă la aceste lucruri și ne vedem mâine când vom vorbi despre multe alte lucruri. Sper eu cel puțin la fel de interesant. Iar dacă nu sunt interesante, asta e. Măcar ne revedem.